Sâmbătă 5 martie, o cantitate însemnată de alimente, produse de igienă de strictă necesitate și haine, a fost transportate cu un tir. O echipă Informația Zilei și Informația TV s-a aflat la fața locului. La inițiativa europarlamentarului PNTCD, Cristian Terheș, în localitatea Halmeu s-au pus bazele unui centru, unde să se adune la un loc ajutoarele strânse de mai multe ONG-uri, biserici și voluntari particulari. Aici împreună cu părintele paroh al parohiei ortodoxe din Halmeu, părintele Marius Dragoș, am discutat cu dânsul să creăm efectiv un pod din Halmeu în Ucraina pentru a putea să transportăm produse nu cu mașini mici, nu cu mașini de tonaj mic, ci efectiv cu camionul și avem în partea aceasta un camion pe care l-am adus din Ucraina, ni l-au pus la dispoziție autoritățile ucrainene și avem în spatele nostru foarte mulți voluntari și din parohie și voluntari de la diverse biserici, de la toate bisericile la care vă puteți gândi, care stau la ieșire sau la intrarea în România așteptându-i pe refugiați și împreună am făcut front comun să dăm mână de la mână pentru a putea să mutăm toate produsele în camion. Ideea este de a porni, aș spune, acest pod umanitar în momentul de față între România și Ucraina, specific între Halmeu și un hub de distribuție care este în partea cealaltă și pentru realizarea, spune, acestui proiect, pe lângă sprijinul foarte mare pe care l-am avut din partea părintului, vreau să mă folosesc de această ocazie pentru a mulțumi și redacția Informația Zilei, care m-a ajutat să facilitez tot ce am semnat pe partea de satul mare, conectarea cu toți oamenii responsabili pentru a ne ajuta să facem acest pod umanitar. Este primul astfel de convoi sau primul astfel de transport care se duce în momentul de față din România în Ucraina în felul acesta și dacă va merge foarte bine. Ideea este de a face transport continuu. Ajutoarele ajung în Ucraina, în raionul Vinohradiv, regiunea Transcarpatia. Aici există un centru similar, de unde ajutoarele primite sunt distribuite în zonele puternic afectate de război. Convoiul umanitar a fost însoțit de europarlamentarul PNTCD, Cristian Terheș, și de preotul Marius Dragoș, parohul ortodox din Halmeu, care și-au asumat un mare risc mergând într-o zonă de război. Ajutoarele au ajuns la destinație la ora 18, ora României, în orașul Vinohradiv, de unde au fost preluate imediat pentru a fi duse în cele mai fierbinți zone de conflict. Și persoana care se va ocupa din partea aceasta o să fie părintele, pentru că l-am văzut că e foarte bun organizator și ține foarte mult la oameni. Profit și de această ocazie să-i mulțumesc. Efectiv, oamenii aceștia ce au făcut cu toții, voluntari, biserici, este ceva incredibil. Frățietatea și dragostea de semeni pe care am văzut-o aici, efectiv, te face să te simți mândru, nu doar că ești român, dar să mai ai speranță, efectiv, la umanitate. Informația Zilei și Informația TV vă vor ține la curent cu modul în care românii se implică în ajutorarea greu încercatei națiuni ucrainiene.